mergem mai departe, vreau să vă spun că Mara Bănică, colega noastră, se află acum într-o cameră aici unde a venit deja ambulanța și chiar aș vrea să văd dacă e totul în regulă, dacă putem avea vreo informație, pentru că eu înțeleg acum că ea este chiar în ambulanță, se fac investigații. Este o zi normală pentru noi, în mod normal, ea trebuia să fie aici, aveam de comentat câteva subiecte, unul dintre ele chiar cel legat de mama amantă pe care l-am început ieri. Mara, știți foarte bine că știe foarte bine subiectul, tocmai de aceea astăzi trebuia să fie aici pentru a comenta întreaga poveste. Să spune că i-a fost foarte, foarte, foarte rău, astfel încât a trebuit să chemăm ambulanța. Imediat ce vom avea detalii, vă vom ține la curent. Între timp, propun să facem